Mai furios și mai iute ca vedetele americane, un român vrea să bată filmul de la Hollywood, care l-a și inspirat. De mic este pasionat de drifturi și pilotaj extrem, iar pentru visul lui nu s-a zgârcit. Cu 10.000 de euro și-a tunat mașina fix ca în seria care a făcut furori în toată lumea. Și acum are și un copilot, pe fiul său de câteva luni, căruia vrea să-i lase moștenire bijuteria pe patru roți. Viața bate filmul la București. Răzvan s-a hotărât să scârție roțile după ce a văzut filmul Tokyo Drift din seria Fast and Furious. Pasionat sunt din copilărie. Dacă atunci când aveam 5 ani mă întreba cineva ce mi-aș dori să mă fac când o să fiu mare, spuneam că îmi doresc să fiu pilot. Deci e oarecum un vis îndeplinit din copilărie. Care înghite mulți bani, pentru că fumul și urmele lăsate de cauciucuri uzează portofelul. E o investiție destul de mare, poate undeva la 20.000 de euro. Pentru ca mașina să îl ducă pe podium în toate competițiile în care merge, au fost necesare câteva modificări majore. Atunci când am comandat kitul exterior, m-am inspirat din filmul Tokyo Drift, la care am făcut câteva modificări. O asemenea bijuterie trebuie să rămână în familie. Răzvan are planuri mari cu fiul său Alexis, în vârstă de doar 6 luni. Micuțul are deja un scaun de mașină, la fel ca al tatălui, de curse. Mi-am propus să intre în cartea recordelor pentru cel mai tânăr pilot din lume, atunci când o să învețe să meargă. Dar până atunci mai este cale lungă, iar lui Răzvan nu-i rămâne decât să îi antreneze spiritul competitiv. Peste 2 săptămâni vor pleca la campionatul european de drift organizat în Ungaria. Tatăl la volan, fiul în tribune.